Bună seara, prieteni! Două săptămâni aproximativ de așteptare, de pauză în Liga 1, exceptând restanța dintre Dinamo și Astra. Seria astăzi Liga 1 se joacă în Moldova, la Iași, între Politehnica și FC Argeș. Am intrat cu această ocazie în etapa 11-a de Liga 1. Două echipe care vin după înfrângeri în runda precedentă, 11-le de start al echipei antrenate de Daniel Pancu, revine Axinte în poartă, Bușu, Bexvanos, Frăsinescu, Onea, Pasalia, Breveld, Vanzo și linie de atac alcătuită din români în premieră la o echipă ieșeană la care au jucat 14 străini în acest campionat, Calcan, Cristea, Popadiuc. 11-le oaspeților, tot cu Moșteanu pe banca de rezerve, cu Micle în poartă și aici modificări față de runda precedentă în care Argeșul a pierdut acasă cu CFR Cluj, inclusiv adversara din această seară, FC Argeș, cu un punct mai puțin, poziția 13 pentru Politehnica Iași, 14 FC Argeș, ultimele două în clasament sunt Dinamo și Astra. Iașul a strâns 9 puncte, Argeșul 8 puncte în aceste 10 runde până acum. Da, spre Cristea, numai că s-a și dus adversarul după el. Acolo este Drăghici, așteaptă atât cât să dea o șansă în plus adversarului. Grecu, șutul lui Grecu, mingea respinsă în față, respinsă rău până la urmă. Fie deja la al patrulea meci în Liga 1. Fază fixă, cu minge care scoate de sub bară Micle. Că tot vorbeam despre el, acesta este portarul de 19 ani. Se ducea fix sub bară. În campionatul precedent a jucat la Snagov și la FC Argeș. Cu atât mai mult, mai avantajați antrenorii de ligă. Un jucător în care o minge trimisă cu capul de Cristea. Cristea reușește să se desprindă de adversar, să nu reușește să rețină, dar era și foarte complicat cu minge trimisă tare, de aproape, de la 6-7 metri. Și cu... Aici o poziție bună pentru Cristea. Gol! Cristea! Tot el! În minutul 40, Cristea deschide scorul, al cincilea gol marcat de Cristea în acest campionat. La meciul cu numărul 400 în Liga 1, Cristea înscrie al 112-lea gol. Genul de jucător care profită de astfel de situații, de astfel de ocazii. Nu e offside. Nu e offside. Nu stă pe gânduri. Nu știu cât de mare este vina și vina tânărului portar Micle. Nu era centrarea. Nu era centrarea, dar Cristea pune latul, dar nu suficient pentru a nimeri și spațiul porții. Dar ce se întâmplă cu defensiva piteșteană? Și la faza golului încasat și aici. Coța patra pe care o are Argeșul în această partidă, undeva la bara a doua, se duce mingea la Breveld, cred, care încearcă să scoată la Frăsinescu, bară! Portarul era bătut. Șutul este surprinzător, puțin mai jos, dacă reușea să trimită această minge, ar fi fost... Bușu. Tot aici pe partea lui Bușu, Calcan și Pasalia, deși argentinianul intră de multe ori în centru. Tentantă poziție pentru un șut de la distanță. Tofan. Tofan cu stângul, centrarea fundașului dreapta, gol! Malele egalează! În minutul 61, Argeșul înscrie golul egalării. Poziția este cât se poate de corectă, centrarea este impecabilă, impecabilă, în spatele lui Frăsinescu,
Nu știu dacă portarul putea anticipa, putea ieși în careul ieșenilor. Poziție bună pentru Popadiuc. Popadiuc intră în careu. Popadiuc, pasa nu e bună nici pentru Calcan, nici pentru Vanzo. Cu siguranță că l-a căutat pe jucătorul belgian. Bușu. Prin spatele porții. De fapt, cred că s-ar putea să fie chiar out. Da. Atenție că a fost fără minge acest faul pe care îl face Frăsinescu, pentru care fundașul Iașului este eliminat direct. Corner acum, fază fixă, complicat pentru Prevelt, vine șutul lui Calcan. Și ce contraatac cu cât de mulți oameni. Blejdea are variante, nu mai este nici Frăsinescu acolo pentru Malele și din întoarcere, nu, asta nu e Hens. Platini. Fără faul se aude, da, asta le-ar mai lipsi acum, o lovitură liberă pideștenilor pentru adversar, sigur. Platini, intră cu mingea în careu, nu e nimeni acolo, s-au dus cele 3 minute de prelungire, sigur că nu știu exact asta. Vine Pasalia și atât a fost. Se termină 1-1, Politehnica Iași, FCE Argeș în primul meci al etapei, în care notăm și primul egal al echipei lui Daniel Pancu în acest campionat.